Ray Tomlinson, unul dintre pionerii internetului, considerat inventatorul e-mailului, a murit la vârsta de 74 de ani în urma unui atac de cord. Programatorul american a avut ideea unor mesaje electronice care să poată fi trimise de la o rețea către alta în 1971. Tot el este cel care a inventat simbolul arond pentru adresele de e-mail, care acum a devenit un standard, scrie monitorul cluj.ro. Tomlinson a declarat peste ani că nu-și mai poate aminti care a fost textul primului său mesaj, dar l-a descris ca fiind complet neesențial. Activitatea i-a fost recunoscută de confrați în 2012, când Ray Tomlinson a intrat în Internet Hall of Fame.